Salutare și bine ați găsit la un nou vlog. De multe ori mă întrebați cum îți alegi o pereche de căști ieftină, adică căști care să fie și bune, să se audă și bine, să aibă și autonomie mare, dar să nu dați nici foarte mulți bani pe el. Recent am primit la teste Huawei FreeBuds 5i. Trebuie să spun din nou, acesta nu este un review plătit, iar căștile au fost doar oferite la test de către cei de la Huawei. Nu neapărat că mi-au plăcut, dar mi-au întrecut așteptările. Pentru că anul trecut am avut modelul 4i și anul ăsta am modelul 5i. Eu chiar le-am folosit, nu mi le-au dat cei de la Huawei pe post de recuzită. Astea sunt căștile mele pe care le-am folosit timp de un an. Diferența dintre ele, deși la prima vedere, când deschideți cutiuțele, nu este foarte mare, dacă o să vă uitați așa. Ei bine, noile căști arată mult mai bine. Sunt mult mai scurte, această cameră sau această zonă unde se află receptorul, bateria, microfonul este mult mai mică. Stau, din punctul meu de vedere, mult mai bine în urechi. Față de modelul de anul trecut, avem High Resolution Audio. Este standardul cel mai înalt pe care îl găsiți pe căștile consumer. Și High Resolution Audio Wireless. De obicei vedem High Resolution Audio pe fir. Bine, întotdeauna căștile pe fir, din punctul meu de vedere, vor scoate cel mai bun sunet. Și căștile wireless over the ear întotdeauna îți vor da o experiență mai bună decât căștile in-ear. Dar dacă tot avem căști in-ear, hai să vedem ce pot face ele. High Resolution Audio înseamnă acele fișiere muzicale care au o frecvență sau o adâncime de bit mai mare decât un CD. Înainte CD-ul era un standard în calitatea sunetului pe care îl redau o pereche de căști. În momentul de față, High Resolution Audio este un standard superior față de cel al CD-ului. Autonomia este iar un aspect la care ne uităm atunci când vrem să cumpărăm o pereche de căști. Aceste căști au autonomie de 20 de ore, ei bine, noile căști au autonomie de 28 de ore. Au comutare inteligentă, de exemplu, dacă aveți un telefon conectat, fie el că este Huawei, fie că e Samsung, fie că este iPhone și sunt conectate și la un laptop, ele fac comutarea în mod inteligent, adică nu trebuie să le deconectați de pe un dispozitiv, să le conectați pe celălalt. Ele vor face această comutare. Îți spuneam că ele sunt disponibile pentru toate sistemele de operare, fie că vorbim de Harmony de la Huawei, iOS, Android. Conectivitatea căștilor se face prin AI Life pentru toate sistemele de operare și vă sfătuiesc să faceți conectivitatea prin această aplicație a celor de la Huawei, pentru că acolo aveți egalizatorul și puteți să dați update la căștile voastre. Anularea zgomotului de fond este mult mai bună față de 4i. Anularea zgomotului de fond se face până la 42 de decibeli multimod, iar prețul unui astfel de perechi de căști este de 400 de lei, fie că o luați din magazinul celor de la Huawei sau de pe orice alt magazin online din România. Cam atât despre căștile de la Huawei. Dacă ai întrebări pentru mine despre orice alt gadget sau o sugestie despre ce gadget ai vrea să testez pe canalul meu de YouTube, aștept în secțiunea de comentarii. Până atunci, like, share, subscribe și dacă dai pe subscribe, apasă pe clopoțel.